Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, în baza votului pe liste în Parlament ar ajunge 3 forțe politice, PSRM, blocul politic acum format din PAS și PPDA și Partidul Democrat. Acestea sunt datele unui sondaj de opinie efectuat de IMAS la comanda Partidului Democrat. Astfel, PSRM ar acumula 30,1% dintre voturi, PAS cu PPDA 23,4%, iar Partidul Democrat 23,2%. Pentru Partidul Șor și-ar da votul 5,3% dintre alegători, adică ar fi la limita pragului electoral. Studiul a fost realizat de IMAS la comanda PD în perioada 17 martie-5 aprilie 2019 pe un eșantion de 1110 de respondenți, marja de eroare fiind de 3%.